Deci, asta vreau să vă explic ce m-am dat eu în jurnal, pentru că vreau să vă povestesc ceva la școală. Deci, din cauza profilului meu ratat și prost, ne-a dat 5 exerciții sau 6 chiar, deci că sunt clasa a doua. Și vreau să vă spun cum am reușit eu să pot să fac ceva. Oare nu mi se aude muzică? Da, eram noi toți în clasă aici, după cum vedeți, iar proful nostru nebun ne-a dat 1, 2, 3, 4, 5, 6 exerciții și ne-a pus să scriem tot. Mariu, spune și mie cum se face exercițiul 1. Păi eu cum să știu cum se face acest exercițiu când nici măcar cerința n-am avut? Păi da, eu n-aveam dracu niciun habar să fac acel exercițiu, deci stăteam și nu scriam nimic. Și dintr-o dată proful nostru s-a enervat și l-a pus pe Gabi. Da, ce? Te rog eu să-mi faci exercițiu, nu are cerințe de azil. Păi domnul, de unde să știu eu cum să fac matematică sau română? Nu contează, tu răspunde. Păi așa că o să tac din gură, n-am niciun răspuns, domnul. Mai ce ești prost? Ăsta, Robert. Da, da, domnule. Zi-mă cum se face exercițiul 1. Minus 4 egal 260 de grade egal tralala pula ce? Vino și ții la tablă. Hai, trebuie să tablă. Scriu, domne! Oi! Scrie. 7 minus 8 egal... Cât e 7 minus 8? 1, așa. Nu, nu e 1. E 3. Ești prost, pleacă în bancă, ai, dai, să... Perfect, acum să descrieți voi rezolvate și să-mi dați caietele. Nu, caiete, nu, caiete, uee! Păi, Gabi, da, mă! Uite, fii atent, deci, uite cum facem. Scriu... Scriem de exerciții și spune-mi, mama, că nu mai atât am avut și ceilalți erau, gen, nu era publicat sau nici celante. Bine, da. Gen, știi cum să facem? Să păcălim pe mamele noastre că numai astea doi erau obligatorii, celante nu. Și numai doi exerciții scriem, că e prea mult. Simt că mor. Bine. Ce faceți acolo, copiați? Nu. Eu nu am făcut... Ce? Da, bun. Scrieți, vă rog frumos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bă, uite. Scriem 1, 2, dar numai că tu începi de la 4, după aceea... La care ce mai simplu dată, scriem 1, 2. Bine. Păi, tu cât ai scris? Eu? Am scris 1, 2, 4. Păi și la fel. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 2. 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 3, 2. Păi, Gabi, cât de proști sunt ăștia. Uite și tu ce-a scris toți la rau din față. Stai, mă, copii. A scris toate exercițiile și noi numai 3. Păi că spune că scrie numai 2. Sunteți gata? Bă, scrie și prea repede. Bine, hai. Vă iau caietele și mă controlez. Perfect, dați caietele. Bine, domnul, eu, Gabi. Adu-l-ai, băi. Bine. Cam atât am scris, deoarece, cum să vă zic eu vouă, domnule, m-am stat cam la exercițiul 2 și mă cam pierdut pe acolo, am greșit, am șters cu guma, nu mai găseam mă pixul. Taci, trece manga. Bine. Acum tu, domnul Andrei, deci dă-mi caietul. Zi-mi de ce sunt toate. Apoi eu nu știu că zic, dar le-am scris. Păi să văd caietul, că poate ai scris numai exercițiile și nu ai scris rezolvările. Ca să știți, copii, trebuia nu numai cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, trebuia și cu rezolvare. Nu rezolvare! Perfect, trecem bancă. Perfect, este a doua zi. Acum vă voi da caietele cu testele. Să vezi că toți luați 2. Vă voi împărți testele. Ce? Am luat eu toți la clasei. Nu e posibil! Dar nu! M-ați mintit! Trebuie să ia Gabi cu Andrei să iau să te uite și te apă! Hei, tu taci din gură! Taci tu, bă! Poți să mă taci din gură, te rog, că mă cam enervezi! Ce dos! Nu e posibil! I-am luat I! I-am luat să nu cred! Pokémon! Tu! Fan Naruto! Taci din gură! Ia mă uit la altceva! Ce? La ăsta, Pokémon. Mă cac pe tine. Ce-o pe tine? Bun, copii, după aceea vezi ora de sport.
Bun, cam o să facem și cu această poveste în ghilimele. Poveste, dacă vreți altă poveste, să scrieți în comentarii, dacă nu sunt dezactivat din cauza YouTube-ului, să scrieți așa, da, ce vreți voi. Aveți două variante. Unu, cum era să îmi rămână la ora de sport, sau doi, de ce am venit acasă bătut de la școală. Ghiciți voi sau ghiciți auză, ghiciți. Scrieți voi în comentarii ce vreți între astea două variante. Deci, să vedem ce variante vreți voi. Dacă vreți altceva, scrieți, numai că trebuie să... Scrieți alea două variante pe care v-am spus, sau una dintre ele. Eu scriu ce preferi și pe aceea voi la răspuns scrieți. Ăla sau ăla, varianta 1 sau varianta 2. Revenim cu povestea aceea. Pa!